reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reporter de gardă este un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova. Stimați radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reporter de gardă, care și de această dată ajunge în casele dumneavoastră prin intermediul postului public Radio Moldova. Emisiunea de astăzi abordează în prim plan publicitatea pe care zilnic o vedem în stradă, la televizor sau în transportul public, în timp ce pentru o categorie de persoane această campanie reprezintă o modalitate de a câștiga bani, pentru o bună parte a cetățenilor este o ofensă, o violare a drepturilor umane. Deși de ani buni în spațiul public de la noi este exploatată imaginea femeii în scopuri comerciale, niciun agent economic nu a fost pedepsit pentru acest lucru. Una dintre explicații este legislația imperfectă, care este tolerantă în raport cu publicitatea abuzivă, care încalcă drepturile elementare ale unor categorii de cetățeni. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. În continuare, vă propunem să audiați fragmente din discuțiile reporterului de gardă cu persoane fizice, cu experți și cu producători de publicitate. Vă rog, gadgeti nu interesanți. Păi, da, păi ce? Ia uite, credit, da, să credit nu, dar gadgeti, uite, ce formă interesantă. Și... pentru noi tineretul, nu știu, e o plăcere, nu știu, cum pentru alții. Nu, asta e rușine, mai ales pentru partea feminină, foarte oribil. Eu mă simt parcă și cum eu sunt acolo. Agenții economici nu înțeleg când le scris scrisuri de îngrijorare. Eu citit doar catalogul noi. Lor trebuie să le vină instituții de stat să le aplice amendă. Lor trebuie, printr-o hotărâre de judecată, să fie recunoscuți ca acționând ca discriminatori față de femei și să achite un prejudiciu moral. Ei numai așa se învață. Toate lucrurile care o facem, până la urmă ajungem la ce că dăm din deget. Că nu se poate. Dar sancționat agentul economic nu poate. După mine este într-adevăr grav, odată pentru faptul că se transmit mesaje improprii pentru anumite categorii de vârstă, pentru anumite categorii de consumatori. Doi, pentru că la nivel subliminal se transmit niște mesaje asociate imagini de femeie, imagini de bărbat și imagini de multe ori pur și simplu denaturate, foarte departe de realitate. Oamenii sunt tot mai supărați de avalanșa mare acestor spoturi publicitare în deosebi în stradă. De punct de vedere a moralității, sigur că nu prea susțin ideea asta. E cum șede acolo, arată că cum șede acolo, arată că e bunul numai 7 ani de zile, că vezi? Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Îmbrăcată sumar, în genunchi și cu cafeaua în mână sau în costumul Evei, oferind băuturi tari, țigări, electrocasnice sau orice altceva, acestea sunt doar câteva din ipostazele în care apare imaginea femeii în publicitate. De la un capăt la altul, Chișinăul este plin cu astfel de panouri. Valentina Bodrug Lungu este președinta Centrului Gender, acolo unde aceste probleme sunt discutate zilnic, în special când se face abuz de imaginea femeii. Potrivit ei, această problemă poate fi rezolvată doar dacă vom avea schimbări în mentalitatea oamenilor și în cadrul legislativ unde există lacune. Problema este legată, cred că, de două aspecte. Primul aspect este mentalitatea populației și mentalitatea producătorilor de publicitate, care încoană după venituri, după profituri, de fapt încearcă să prezinte mai mult imaginea sexualizată a femeilor pentru a face comerț cu produsele pe care le pun pe piață. În al doilea rând, problema ține de cadrul legal normativ imperfect al Republicii Moldova, deoarece nu avem chiar formula publicitate sexistă, care și mecanismul respectiv care ar impune producătorii de publicitate să poartă responsabilitate pentru cazurile de denigrare a imaginii femeilor sau bărbaților în publicitate. În termeni de specialitate, publicitatea care promovează o atitudine sau un comportament față de un gen ca fiind inferior sau mai puțin competent decât celălalt gen, sau care face abuz de prejudecăți sau stereotipuri, este numit publicitate sexistă și este interzisă. Nu și în Moldova, unde această definiție încă nu și-a găsit loc în legislație. Valentina Bodrug Lungu, președinta Centrului Gender, ne explică cum este afectată imaginea femeii prin plasarea unei publicități în care femeia este prezentată sub aspecte cu tentă sexistă, acest lucru generând mai apoi o obișnuință pentru publicul larg.
Imaginea sexistă ce reprezintă? Este denigrarea sau afectarea demnității femeilor și bărbaților pe anumite segmente, sexualizarea acestora în detrimentul imaginilor sociale, să-i spunem, pozitive, constructive. Ce ar însemna asta? Că dacă femeia este prezentată pe toate, pe toate panourile publicitare stradale, numai în lingerie intimă, de fapt, nu este un lucru normal. Dacă se face publicitate, o astfel de publicitate ar fi trebuit să se facă exact strict lângă ghișeul unde se vinde lingeria aceasta pentru femei. Că mai multe femei se simt absolut incomod și se simt ca o marfă, că uitați-vă, femeia aceasta prin corpul său, de fapt, devine obiect de manipulare și un obiect de reclamă a mai multor mărfuri. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. În premieră absolută pentru Republica Moldova, anul trecut, mai mulți reprezentanți ai asociației civile au acționat în judecată două companii pentru că ar ofensa și discrimina femeile prin publicitate promovată de către ele. Avocata Doina Ioana Stresteanu ne povestește detalii din acest caz care, potrivit ei, urmărea distrugerea stereotipurilor legate în primul rând de imaginea femeii. Noi am vrut să demonstrăm că exploatarea imaginii unei femei, unde ea apare ca fiind sexy sau super mamă, super soție, sunt de fapt imagini denaturate a rolului femeii în societate. Pentru că de fapt, în toate publicitățile, noi vedem doar aceste două roluri. Deci fie super arată foarte bine și nimic mai mult, sau super mămică, super soție, care se pricepe la toți detergenții din lumea asta și iarăși nimic mai mult. Deci am vrut să cerem recunoașterea ca fiind ofensatoare și discriminatorii față de femeie, această publicitate pe care noi o catalogăm ca fiind sexism, sexism fiind anume faptul că publicitatea arată aceste două roluri, în opinia mea, stereotipizante a femeii în societate. Ambele dosare au ajuns la judecată în primă instanță la același magistrat, care nu a văzut încălcarea legislației și a drepturilor femeii în imaginile publicitare folosite de firme. Acum, o cauză urmează să ajungă la Curtea de Apel, iar alta la Curtea Supremă de Justiție. Avocata Doina Ioana Stresteanu susține că neprofesionalismul judecătorului a dus la pierderea dosarului, astfel generând un precedent în legătură cu asemenea cazuri. Noi avem legea cu privire la publicitate, în primul rând, care interzice publicitatea care ofensează consumatorul, publicitatea ilegală, inadecvată, amorală. Mă rog, morală lăsăm la o parte pentru că asta e foarte subiectiv. Pentru cineva e moral, pentru cineva nu. Dar sub termenul publicitate inadecvată, noi împreună cu prevederile articolului 8 din legea privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, am încercat să arătăm că ea este ofensatoare pentru femei. Pentru că am avut parte de un judecător care nu a acționat profesionist, în opinia mea, noi am pierdut dosarele. Galina Zablovskaya, directoarea executivă a Asociației Agențiilor de Publicitate din Republica Moldova, ne declară deschis că nu vede ofensă în publicitatea care predomină prin oraș. În ultima perioadă merg la procesele de judecată în calitate de director al asociației, ca expert. Și sincer să vă spun, este de râs. Sexismul este o ofensă, simplu spun, o ofensă. Dar cineva vede că a fost ofensat printr-o anumită imagine, dar pe altcineva îndrăznește să видите в этом, что меня оскорбили в этом изображении. А кого-то попробуйте оскорбить таким изображением. Вот с моей точки зрения, вот и все. Printre scopurile Asociației Agențiilor de Publicitate se numără și participarea activă la crearea unei piețe civilizate a serviciilor publicitare în țară. Civilizat ar însemna și respectarea drepturilor omului, lucru care nu se întâmplă în cazul publicității sexiste. Galina Zablovskaya, directoarea executivă a Asociației Agențiilor de Publicitate din Republica Moldova, susține că publicitatea noastră are probleme mult mai serioase, însă pentru că există niște ONG-uri care nu au cu ce și ocupa timpul, spune ea, caută să ajungă în instanță măcar cu ceva.
Я думала, что это как бы во всем мире вот такое движение, и это вот мы в том числе. Оказывается, среди стран СНГ мы единственные, у которых такая есть проблема. Я абсолютно уверена, что это не главная проблема нашей рекламы. С моей точки зрения, просто я понимаю, что есть категория, вернее, не категория, есть общественная организация, которая должна чем-то заниматься. Я бы им порекомендовала больше бороться за проблемы женщин в другом плане. Я не вижу в этом, откровенно говоря, вот как женщина, как человек, который занимается 20 лет рекламой в этой стране, что в этом у нас основная проблема. Репортер Де Гарде. Анализы и инвестиции на радио Молдова. Dar ce spun oamenii despre aceste publicități? Reporter de Gardă a întrebat mai multe persoane, femei, tineri și bărbați. Părerile acestora sunt împărțite, însă cu toate acestea tind să deranjeze publicul, în special femei, care potrivit lor se regăsesc cu aceste panouri. Păi da, de ce publicitate? Ca să fie găgeci, fără găgeci nu-i interesanții. Păi da, păi ce? Ia uite, credit? Asta credit nu, dar găgeciile, uite ce formă interesantă. Și credeți că e bine așa? Depinde ce, ce conținut duce publicitate, care e sensul. Mi-mi plac că compoziția este destul de reușită, compoziția. Pentru noi tineretul este o plăcere, nu știu, pentru alții. E predeschis să arăte așa imaginele, e placate de este. Mai bine, da. La alții le-ar plăce, la alții nu. Dumneavoastră? Nu. Nu sunt de acord cu asta. Nu, asta e o rușine, mai ales pentru parte feminină, foarte oribil. Eu mă simt parcă și cum eu sunt acolo. Nu știu, adică nu e poate varianta cea mai reușită, dar dacă prin scopul ăsta se obține efectul scontat, cred că are rost. Da, deci e mai mult în scopuri comerciale. Din punct de vedere a moralității, sigur că nu prea susțin ideea asta. E cum și de acolo să arată că cum și de acolo arată că e bună numai 7 ani de zile, că vezi? Reporter de Gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Tot avocata Străesteanu a depus la Agenția pentru Protecția Concurenței o plângere pe marginea altor 4 materiale publicitare pe care ea le consideră sexiste. În 2 cazuri, agenția a găsit încălcare legislației. Doina Ioana Străesteanu ne spune anume despre un caz. Se califică acțiunii respectivei întreprinderi ca încălcare a prevederilor cu privire la publicitate. Cu considerarea epuizării obiectului ce a costit încălcarea prevederilor, a atenționat agenții economici referitor la neadmiterea pe viitor a încălcării legislației. Deci a fost doar atenționat. Viorica Cărare, directoarea Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, crede că un rol important în educarea agenților economici revine agenției pe care o conduce. Ei optează pentru înlăturarea încălcărilor și sancționarea producătorilor. Prehădiți, ce astăzi să dară? Am lucrat concomitent și cu Agenția Moralității și cu Agenția Economici. Practic a durat această publicitate foarte scurt, ei foarte repede s-au conformat și foarte repede au înlăturat, a fost mai puțin de o lună. Dat fiind că noi, ei au fost foarte prompți la înlăturarea încălcărilor și a fost prima dată, Consiliul a decis să nu-i sancționeze agenții economici, doar să-i preîntâmpine. Le-am emis o avertizare ca pe viitor să nu mai încalce. În istoria Agenției pentru Protecția Concurenței au fost examinate doar 3 publicități care ar putea fi calificate sexiste. Toate 3 au prevenit în decursul ultimilor 2 ani de la avocata Stăesteanu. Pentru că nu există în legislație termenul de publicitate sexistă, agenția a catalogat aceste materiale drept amorale. Iar acum avem un dosar în derulare, este vorba de publicitatea sună și ți oferim în română, dar în limba rusă este un pic altfel. Iată, vedeți aici, deci scrie, pozvani, ia da. Și mai jos scria deja ce are de gând să dăie domnișoara, reducere, etc., etc. La această publicitate, iată, săptămâna trecută, exact săptămâna trecută, am primit opinia Agenției de Stat pentru Moralitate, unde ei văd încălcare. Respectiv, aceste agenți economici probabil vor fi sancționați. Deci noi pregătim proiectul de decizie și îl discutăm la Consiliu. Avocata Străesteanu ne mai prezintă o altă publicitate care, potrivit ei, este sexistă și conține elemente sexiste. Imaginile ofensatoare în acest caz se pare că nu au fost remarcate de toți experții care au analizat publicitatea. Aici noi avem, uitați-vă, după ce zice că
Deci experții, comisia de experți, da? Nu, a examinat și a ajuns la concluzia că nu conține careva elemente care ar veni în contradicție cu prevederile legilor la publicitate. Ce scrie? Concomitent, unii experți, de către unii experți, s-a remarcat că sloganul, tot ce trebuie unui bărbat și imaginea în care apare cuprins două femei, poate fi considerat ofensatoare pentru femei, iar sloganul nu a fost bine gândit. Însă acest fapt nu poate fi cozat ca încălcarea legislației la publicitate. Însă odată ce intră definiția sexismului, deja e lucrul ăsta nu va putea spune. Îmi permiteți? Fiica dumneavoastră este dragostea vieții mele. Noi împreună am putea avea un viitor frumos. Eu am fost promovat la servici, așa că ne vom putea cumpăra o casă. Ne-am gândit chiar și la nepoții pentru dumneavoastră, bineînțeles foarte cuminți. Și acum, când sunt aproape sigur, aș vrea să vă cer un singur lucru. Aș putea să o testez pe fiica dumneavoastră 2 luni. Una dintre sesizările depuse la agenție face trimitere la acest spot, care a provocat multe reacții și despre care s-a purtat discuții până și la guvern. Instituția responsabilă de verificare moralității nu a văzut încălcare în această publicitate, situație în care Agenția de Protecție a Concurenței nu poate face mare lucru. Iorica Cărare, directoare al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, ne spune că agenția trebuie să respecte opinia Agenției Moralității și că nu poate să meargă în contradicție cu aceasta dacă se doresc rezultate. Astfel, publicitatea propriu-zisă a fost percepută de experți mai mult ca o glumă. Iarăși, noi considerăm opinia Agenției de Stat a Moralității aici ca expert. Ei ne-au răspuns că, iată, chiar pot să vă citesc, ei s-au expus referitor la spotul publicitar, pot să testez pe fiica dumneavoastră 2 luni, difuzat de compania Sun Communications ca fiind un spot publicitar de o ținută artistică adecvată și poate fi prezentat la nivel de glumă. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Stimați radioascultători, vă reamintim că la Radio Moldova audiați o nouă ediție a emisiunii Reporter de Gardă. Emisiunea de astăzi abordează subiectul publicității sexiste, acele pe care zilnic o putem vedea pe stradă, la televizor sau în transportul public. În timp ce pentru o categorie de persoane această campanie reprezintă o modalitate de a câștiga bani, pentru o bună parte a cetățenilor este o ofensă, o violare a drepturilor umane. Deși de ani buni în spațiul public de la noi este exploatată imaginea femeiei în scopuri comerciale, niciun agent economic nu a fost pedepsit pentru acest lucru. Una dintre explicații este legislația imperfectă, care este tolerantă în raport cu publicitatea abuzivă, care încalcă drepturile elementare ale unor categorii de cetățeni. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Am mers și la Agenția pentru Moralitate, acolo unde am pus un șir de întrebări cu referire la acest gen de publicitate. Vitalie Verbischi, director la Agenția de Stat pentru Protecția Moralității, ne explică cum se analizează aceste promouri și în baza căror elemente se stabilește statutul acestora. Ca tare, în competența agenției, dacă persistă în imaginile date, elemente erotice, pornografie, sadism, cult al violenței, da? La contextul dat Consiliul de Experți, s-a expus că nu sunt așa elemente, dar nu au fost depistate și s-a expus la momentul că e poate fi prezentat, dar la nivel de o glumă, adică la n-au văzut careva, adică ca la nivel de un banc, adică la nivel. Valentina Bodrug-Lungu, președinta Centrului Gender, se exprimă și asupra acestei publicități în care femeia, potrivit ei, este transformată într-un obiect de uz casnic, care mai are și un preț comercial. Aș vrea să vă cer un singur lucru. Aș putea să o testez pe fiica dumneavoastră 2 luni. Mă scuzați, în această situație este exact publicitate sexistă, deoarece transformă femeia într-un obiect de uz casnic. Un gen de televizor, un gen de pachet, eu o testez, îmi place, nu-mi place, ți-o trimit înapoi. Deci sunt niște lucruri absolut inadmisibile. Ceea ce, vă dați seama, majoritatea populației privește acest spot publicitar și are asocieri directe. Aha, femeia este ca un obiect de uz casnic, este ca o marfă, care o poți acum schimba, o poți vinde, poți face tot ce vrei, că ți aparține. Agenția de Stat pentru Protecția Moralității este o entitate din cadrul Ministerului Culturii.
Expertiza moralității publicității este acum pe seama Consiliului de Experți al agenției, din care fac parte 9 bărbați. Vitalie Verbițchi, director la Agenția de Stat pentru Protecția Moralității, încearcă să ne convingă că acest lucru nu influențează nicicum asupra hotărârilor finale. Potrivit lui, mulți dintre membrii comisiei sunt conservativi și atunci când discută anumite subiecte le vine destul de greu. Noi avem clar întărit prin hotărârea Consiliului de Experți. Avem anumite reguli care sunt întărite de toți membrii, adică. Și nu poate, noi nu putem, eu de pildă ca președintele Consiliului, nu pot să influențez părerea unui membru al Consiliului. Dar vă dau garanție 100% că sunt destul de, spunem așa, situația lor morală e destul de sus și mulți dintre ei sunt mai conservativ ca multe femei, chiar. Dacă dumneavoastră vă referiți la cei că în Consiliu nu sunt doamne, da? Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Deputata Valentina Stratan s-a expus și ea în repetate rânduri asupra acestor probleme. Cu referire la fiica de închiriată, ea spune că este indignată. Da, eu dat să testez fiica dumneavoastră și știi, și cineva încă ne sunat așa revoltat, zici că am și eu 3 fete și zici, uite și promovează, uite cum... Și din considerință este era așa de indignat femeie aceea și am elaborat primul proiect. Valentina Stratan a propus proiectul de lege cu privire la publicitatea sexistă. Proiectul introduce în legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați definiția sexismului, iar în legea cu privire la publicitate interzicerea publicității sexiste. Ea ne spune care a fost reacția colegilor din Parlament și mai mult chiar încearcă să ne explice și de ce. Unii colegi au păreri împărțite. Unii colegi care am o comunicare foarte bună și mi-au zis, nu te supăra, dar am dat aviz negativ pentru că chiar nu-mi imaginez că nu văd o doamnă care face o reclamă la un produs acolo frumos, îmbrăcată, chiar și într-o lingerie de corp foarte frumoasă. Chiar unele doamne au zis, dar cum vrei dragă să fie publicitate la lingeria de corp? Da, totul este bine, este adevărat, dar unii, pentru că sunt practica țărilor europene, unii se face publicitate, se face acolo, unii se vinde, unii se comercializează, dar nu în ziua nează mare, aceste spoturi pe care le face unii posturi de televiziune, da, să testez fiica dumneatale. Nu fie cu supărare, dar aici chiar îmi miroasă a moralitate. Pe mine m-a indignat asta la culme. Și bărbații care mi-au spus că acceptă chestia asta sunt îndeosebit cei care au fete. Au fete în familie pentru că sunt mult mai gender sensibili. Proiectul de lege a fost votat la guvern și se așteaptă în cel mai optimist scenariu ca să fie discutat în Parlament. Valentina Stratan știe că acest proiect va deranja multă lume, iar în special pe producătorii de publicitate. Este un subiect foarte sensibil care poate și deranjează pentru că încă o dată vă spun că și agenții care produc publicitate, asta este munca și pâinea lor. De ce eu consider că trebuie să găsim mecanismul de implementare atât pentru producătorii de materiale publicitare cât pentru cei care difuzează. Îmi dau bine seama că proiectul de lege necesită îmbunătățirea și cred că în rezultatul acelor audieri care le vom organiza în toamnă vom obține acest lucru. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Galina Zablovskaya, directoarea executivă a Asociației Agențiilor de Publicitate din Republica Moldova, se arată deja deranjată de această inițiativă. Ea vede în aceste schimbări mai mult niște frustrări decât reeducarea societății, spune ea. Ei și ce? Acum, dacă noi vom schimba legea cu privire la publicitate și vom include modificări în legătură cu sexismul, atunci viața noastră se va îmbunătăți? Să dea Domnul să fie asta singura problemă din țara noastră. Sunt curioasă, care femeie anume, când și unde a fost ofensată? Din punctul meu de vedere, dacă femeia vrea să-și arate corpul, poate, are ce arăta, pentru Dumnezeu, asta e problema ei. Acestea sunt probabil frustrările celor care nu pot face acest lucru și abordează această problemă. Valentina Bodrug Lungu, președinta Centrului Gen, crede că accentul trebuie pus anume pe egalitatea de gen și acolo va fi găsită acea formă de discriminare față de femei, față de demnitatea lor. Republica Moldova este țară
care s-a aliniat mai multor tratate internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv și a egalității de gen. Și în primul rând, la acest capitol menționăm un instrument foarte important, cum este Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, care expres prevede de fapt că orice stat își asumă obligațiunea de a promova respectul și demnitatea femeii în societate. Dar înțelegem cu dumneavoastră că adoptarea unui cadru legal normativ fără stipularea unor sancțiuni concrete pentru încălcarea acestui cadru legal normativ, el rămâne pe hârtie. Și al doilea aspect, ceea ce vorbeam, trebuie să sensibilizăm producătorii de produse publicitare. Desigur că trebuie să lucrăm foarte mult cu populația, pentru ca astfel de imagini să provoace, de fapt, o altă atitudine, nu de acceptare, dar de respingere și de încercare a promova ideile că femeile și bărbații sunt ființe umane și trebuie ambele genuri tratate cu respect. Daniela Terzi Barbaroșe, directoarea executivă a Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare, crede că autoritățile nu își dau seama cum sunt educați oamenii prin aceste publicități. Potrivit ei, impactul asupra psihologiei umane este enorm și nu în direcția firească a lucrurilor. Guvernul acestei țări, autoritățile publice locale și centrale sunt datori cu ceea ce se cheamă educație pentru cetățenii săi și pentru copiii țării respective. Deci, fundamental este aspectul educațional, iar atunci când vorbim de publicitate, de orice soi, nu neapărat publicitatea pe care o considerăm noi sexistă, ea are un impact mai mult decât credem noi asupra psihologiei umane. Studiile psihologice susțin că publicitatea are două tipuri de influență asupra omului. Influența imediată ascultării sau privirii publicității și pe termen lung, care intră în subconștientul omului, iar în timp este în măsură să determine anumite alegeri, decizii, inclusiv foarte importante. Imaginați-vă o fetiță de 10-12 ani care de dimineață până seara, atunci când se plimbă prin oraș, vede doar publicitate care poziționează femeia într-o ipostază umilitoare, cum se întâmplă foarte des la noi pentru băuturile alcoolice, de exemplu țigări sau alături de un bărbat lângă o mașină luxoasă. Ce mesaj de fapt prinde această fetiță? Că succesul în viață este asociat musai unui bărbat frumos de dorit cu un BMW sau un Mercedes, că femeia este cea care trebuie să ofere băutură bărbatului. Dacă să vorbim și de publicitatea televizată, atunci lucrurile chiar se complică, pentru că în publicitatea de la TV foarte des apare femeia în roluri de casnică, femeie care face totul în casă, femeie care stă doar cu mătura, mopul și detergentul în mână. Și din nou, acest tip de mesaje, de fapt, și cumulate, dar și imediate, ca efect imediat, sunt în măsură să determine anumite așteptări pe care persoana respectivă le are de la sine, anumite planuri de viitor pe care și le face, anumite planuri de carieră, dacă vreți, deși pare incredibil așa la o prima apreciere. Tot Daniela Terzi Barbaroșe ne spune ce poate face statul pentru a controla educarea societății, deși își dă seama că lupta se va duce pe baricade între producătorii de publicitate și stat, câștig de cauză oricum trebuie să obțină statul, fiind singurul care trebuie să pună condiții. Trebuie impuse anumite legi, anumite cadre regulatorii care să reglementeze cumva această industrie, pentru că în primul rând este vorba de bani, interesul de ce este foarte mare. Și în așa caz, cei care produc publicitatea, bineînțeles că vor folosi orice trucuri doar ca să-și sporească vânzările. În goana pentru bani sau în lipsa cunoștințelor necesare, cei care comandă și cei care produc așa numita publicitate sexistă uită să evalueze și posibilele consecințe asupra societății. Rămâne să demonstreze statul dacă drepturile omului sunt prioritare și când vorbim de publicitate, iar acest lucru se va vedea prin curajul legiuitorilor de a vota o lege care ar tăia din bucățică multora. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Domnilor și domnilor, vă reamintim că astăzi, ca și în fiecare sâmbătă, la Radio Moldova ați audiat emisiunea de investigații Reporteri de Gardă. În această sâmbătă am dezbătut subiectul publicității sexiste pe care zilnic o putem vedea pe stradă, la televizor sau în transportul public. În timp ce pentru o categorie de persoane această campanie reprezintă o modalitate de a câștiga bani, pentru o bună parte a cetățenilor este o ofensă, o violare a drepturilor umane.
Deși de ani buni în spațiul public de la noi este exploatată imaginea femeii în scopuri comerciale, niciun agent economic nu a fost pedepsit pentru acest lucru. Una dintre explicații este legislația imperfectă, care este tolerantă în raport cu publicitatea abuzivă, care încalcă drepturile elementare ale unor categorii de cetățeni. Vă mai amintim că toate emisiunile radio pot fi audiate oricând pe site-ul reporterdegardă.md la secțiunea radio. Ați ascultat emisiunea Reporter de Gardă, un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova.